ziua tuturor! În primul rând, ar vrea să o prezint pe Diana, chiar dacă din faptul că, adică din numele care au apărut, cred că o bună parte dintre participanții la această întâlnire o cunosc. Este directorul al Centrului de E-Learning al Universității a Timișoara, cu responsabilități în planificarea și implementarea învățământului la distanță și a integrării și utilizării tehnologiei educaționale online pentru toate formele de învățământ. După cum știți, probabil cu toții, asta la baza campusului virtual al Politehnicii, campus care a fost folosit intens pentru până în acest an, în special pentru învățământul la distanță, dar a fost folosit și pentru partea de master, cursuri de master la zi Acum, iată că am fost într-o situație foarte bună, chiar dacă în această, în această perioadă nu foarte bună pentru, pentru comunitatea noastră, dar am ne-am aflat cu un pas în față și am, am putut să, să lucrăm intens de la începutul acestei perioade în zona de online. Diana este lector în tehnologii, spun Diana pentru că așa o știm cu toți, este lector în tehnologii multimedia și web, cu o activitate de cercetare intensă la nivel internațional, prin diverse proiecte cu finanțare europeană, are peste 17 cărți, 80 de lucrări științifice, 11 Best Paper Awards, după cum știe, e pasionată de utilizarea tehnologiilor, promovează utilizarea de resurselor deschise, știți foarte bine de MOOC, a dezvoltat Unicampus, cursul în România, probabil una dintre primele inițiative de acest gen în, în țara noastră și, pe lângă aceasta, este și puternic implicat în activitatea comunității științifice prin funcții de conducere în asociații internaționale, vicepreședinte Eden, IEEE România și are un rol și în sprijină cu activității comunității regionale de tip startup și inovație sau responsabilitate socială. acum să zicem, pe scurt, în final, pot să spun că îi cunoaștem energia, o cunoaștem foarte bine. În ultima perioadă această energie a fost canalizată o dată în plus spre toată această activitate de online și cred că Politehnica s-a bucurat foarte mult de tot ce înseamnă suportul ofenit de, de campusul virtual, de cel și, bineînțeles, de Diana și de oamenii de acolo.